dus să-mi iau copilul de la el. Deci voi ați avut o înțelegere și l-ai lăsat, da? Da, l-am lăsat câteva zile ca el să joace, apoi m-am dus să-l iau. Nu a vrut să-mi îl dăi, de asta eu... Deci ai ieșit în ceartă pentru asta, da? Am intrat forțat în casă. Și atunci el l-a întins pistolul și m-a împușcat în cap. Nu s-a văzut că încă sunt în viață vie și am început să mă lovească cu pistolul în cap din nenumărate ori, nu mai simte. Aici cicatricile astea de la... Cicatricile și tot ce am de atunci, de 5 mai. Și de pe 5 mai ai stat internată? Internat am stat în raion. De pe 5 până pe 7, unde ei au constatat că sunt leziuni corporale ușoare. Asta se numesc leziuni corporale ușoare? Leziuni, tot capul am costuri și mi s-a făcut și o operație unde s-au scos din apropierea creierului chiar acele două gloanțe. Trei au rămas încă, stau în față și unul în gât să-mi stă după coloană, la vertebra C6. A fost operat în Chișinău la centru, la salvare. De acolo, în extras se vede foarte bine. Ai primit un document de la ei, da? Da, în extras se vede foarte bine că nu sunt leziuni ușoare, dar sunt grave. E comoție cerebrală gravă. Și documentul puteam ăsta? Puteam să nu rămân în viață. Am avut un foarte mare noroc. Și documentul ăsta a ajuns la poliție, la anchetatori, la procurori? A ajuns adus de mine, fiindcă ei au făcut... a lor expertiză și s-au mulțumit cu aceea. Deci procurorii au făcut concluzia lor? Au făcut concluzia că sunt leziuni corporale ușoare, în care eu am intervenit și vreau ca să facă altă expertiză, ca să arăt cât de mult eu am suferit din cauza și sufăr, pentru că trebuie să-mi fac grupul de invaliditate la 20 de ani.